Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare la ale... Nu e la alegere, pentru zodia leului, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Intrase pe automat. În timp ce am amestecat cărțile, au sărit unele altele, dar în mod special a rămas asul de spade și temperanța au venit împreună. Asul înseamnă un nou început în temei, în eliberare și în vindecare, pentru că temperanța înseamnă curățare energetică și emoțională. În această serie de cărți, în acest set de cărți arată invers, înseamnă și echilibrare emoțională și energetică, pentru că focul înseamnă energie, nu doar pasiune. Echilibrați-vă atracția pentru cineva, dar și sentimentele. Oricum, temperanța, evident, înseamnă să aveți răbdare. Posibil pentru unii să fiți între săgetător și gemeni, axa săgetător-gemeni, asta pentru că e semn de aer, dar poate să fie orice alt semn de aer, poate să fie săgetător pentru unii, dacă vreți zodii, deși am zis că nu mai dau zodii. Dar ideea este că vreți să începeți să participați activ și cu răbdare la vindecarea voastră și la creșterea voastră spirituală, pentru că temperanța înseamnă nu doar vindecare, înseamnă și creștere spirituală. Creșterea se face cu multă, multă răbdare. Cu multă răbdare și cu eliberarea de aceste lanțuri de atașamente, de legături karmice. Dar nu doar eliberare, înseamnă și manifestare și inițiere și inițiere într-o nouă direcție care aduce vindecarea voastră și eventuală altora. Unii dintre voi, nu toți lei, evident că nu toți lei, depinde de aspectul vostru personal, dar unii cu planete, cu ce aveți voi aici, ce avem noi aici, că și eu am ascendentul în leu, dacă vă susține harta natală, fără comentarii din partea altor zodii, unii lei se inițiază într-o. Într-o nouă tehnică de vindecare. Ce drăguț! Vreau să zic că vă inițiați în această creștere spirituală ca și ghid spiritual pentru unii, unii lei, evident, pentru unii care au nevoie de voi, pentru cei care vă caută, dar. Acum mi-a venit mesajul. S-ar putea unii dintre voi să găsiți noi tehnici de vindecare și să vă inițiați în această direcție. Hu, ce frumos! Nu mă așteptam la mesajul ăsta. La capătul setului de cărți aveți 10 de cupe. Veți dragoste adevărată, vreți fericire, abundență, pace. Da, acest curcubeu, acest ideal, să-l puteți trăi pe pământ. Dar pentru asta trebuie să alegeți direcția voastră și știți că unii dintre voi, ca să vă atrage sufletul pereche darmic, da, flacăra geamănă aia evoluată, nu care vă pune pe jar, știți că trebuie să renunțați la niște programe mentale, poate la un stil de a fi materialist sau chiar dacă nu sunteți materialiști, că nu toți lei sunt. Nevoia de stabilitate fizică, de a avea casa voastră, mașina voastră, jobul vostru. Sunt vremuri tulburi, sunt vremuri grele care cheamă oameni puternici în față, oameni care sunt capabili să țină și focul și emoțiile în aceeași mână sau în aceleași mâini. Da? Ce înseamnă, dragii mei? Focul înseamnă spiritul vostru, să vi-l țineți în mână cu curaj. Și emoțiile, apa înseamnă și emoțiile voastre, pentru că emoțiile în aceste vremuri n-au cum să nu fie tulburate din când în când, dar emoțiile înseamnă și mase. Dacă ați citit în Biblie, ați ști că printre simbolistica apelor reprezintă și masele. Unii dintre voi, repet, care lucrați, care vreți să vă inițiați în acest sens, puteți să vă pregătiți pentru o misiune specială. Dar trebuie să alegeți între această lume materială, saturniană, Saturn-Uranus, vărsător, Saturn-Uranus, așa, dar să vă programați, să vă reprogramați către flacăra voastră geamănă, către dragoste, către a manifesta la un moment dat, nu acum, că știți că trebuie să aveți răbdare,
Idealul pe pământ, atât cât vă permite, poate să fie în curtea voastră și în casa voastră, pentru că, repet, vin vremuri tulburi și sunt vremuri foarte grele. Din seria clarificatorilor s-au arătat multe, dar în mod special am văzut și moartea, da, vreți să încheiați un capitol, am mai văzut ce am mai văzut. Marea Preoteasă, da, am zis, lucrați unii la creșterea voastră spirituală, nu toți, știu și lei care fug de adevăr, din păcate. Chiar ieri am trimis un documentar unui leu și a fost, wow, dar ce a făcut când a... Nu, că e prea dur. Nu. Unii vreți să vă treziți. E trezire. Așa, deci din seria clarificatorilor, 8 de cupe. Vreți să vă lăsați, să vă eliberați 8 de cupe lună plină, la lună plină, să vă eliberați de ce e nepotrivit, de multe, multe karme, emoții și așa mai departe. Și să manifestați la lună nouă, acel nouă, nouă care vă duce mai aproape de 10, da? Fericirea voastră, pace, abundență, sănătate mentală, emoțională, ca să atrageți sufletul, geam în pereche, cum vreți voi. Ia uite, nu e la capătul setului de cărți, dar ia uite, le-am desfăcut. Da, aveți nevoie de discuții. Vreți să discutați cu cineva? Vreți să discutați cum să manifestați? Vreți să învățați pații cum să manifeste sufletul geamăn, sufletul pereche, cei care nu și-au găsit, evident. Dar în primul și în primul rând, iar vindecare, vindecare, vindecare. Destinul vostru. Să vă vindecați și eventual să-i vindecați și pe alții. Și poate să fie și vindecare practică. Dacă aveți planete în fecioară, unii lei, chiar dacă aveți tendința să intrați în zona asta pământeană a materialului, dar aveți calitatea de vindecător prin chestii care țin de elementul fecioară, prin medicină. Da? De ce nu? În fine, mesaje scurte pentru anumite persoane. Hai să vedem. Lei, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu. Apropo de chestia asta cu fecioara și cu medicina, eu studiez plantele de ceva timp și da, mi se pare o disc. Ia uite, zero, o direcție foarte bună. Zero, un nou început. Sunteți în faza în care ieșiți și vă pregătiți de o nouă fază. Leuți și leuțe. Mai. Oh, vai, ce frumi, frumi, împărăteasa, măi, sunteți împărătese. În sufletul vostru și deja parcă și palpită inima. Măi, dar ce frumoși sunteți, ce frumoase sunteți. Dar sufletul unora și repet, depinde de harta natală, fără comentarii din partea niciunei zodii. Sufletul unor lei, bă, de ce emoții am avut. E foarte frumos. Crește în abundență, spor în spiritualitate, că împărăteasa este o persoană evoluată, varianta sa superioară, nu? Oferă dragoste. Evident, nu oricui, cui apreciază dragostea, sfaturile. Să vedem! E doar un început. Hai să vedem. Puf, ce emoții! Patru de spade, aici este provocarea. Să vă echilibrați mental și să vă vindecați. Iar vorbind de vindecare. În trecutul îndepărtat, Asul de bâte, ori un nou proiect, ori o nouă pasiune, ori s-au aprins scânteile după cineva sau cineva s-a îndrăgostit de voi. Ia uite, interesant, 10 de cupe de în ultima vreme. În ultima vreme vreți să atingeți această fericire. Posibil să fie scânteia voastră față de cineva pe care îi cunoașteți, o să clarific. Că îi cunoașteți, că nu îi cunoașteți, poate voi sunteți atrași de cineva și vreți să manifestați nu doar atracție și fericire și abundență, dar provocarea este să vă vindecați de un trecut, să vă clarificați mintea, că am văzut și asul de spade, să vă puneți ordine în gânduri, eventual să vă reprogramați. Interesant. Dar ce transformare radicală în viitorul îndepărtat apare moartea, o să clarific. Probabil că nu o să vă mai recunoașteți nici voi, nici alții. O să clarific. În prezent aveți 5 de bâte. Vă luptați. E 5, este vibrația lui 2021. Ascultați videoclipul despre 2021 din punct de vedere numerologic. Este vibrația lui 21. 5 este un număr creativ, este casa 5 a leului. Trebuie să fiți creativi în această luptă cu voi,
cu cei din jur pentru abundență, pentru a vă manifesta sufletul pereche, pentru a vă manifesta o familie fericită, pentru. Repet, o să clarific, posibil să fie și un alt semn de foc sau cineva cu multă pasiune pentru voi sau în preajma voastră. E posibil să fie și altcineva. Sfatul. 4 de monede. O să clarific. Dar dacă vreți să ajungeți la acest punct, că sunteți împărătese, împărați, împărătese, nu contează, nu ai Venus, reprezintă dragostea, da? Dar cine din tot zodiacul ăsta reprezintă de fapt chakra inimii, dacă nu zodia leului? Care poate să fie printre cele mai iubitoare. Poate să fie. Dacă are și marcaj în pești, 10 de cupe și ideal, Neptun, da? Neptun, a, interesant. Dacă sunteți în armonie între Neptun și Venusul vostru, păi, chiar vă doriți dragostea adevărată, vreți ceva deosebit. Ok, sfatul. 4 de monede. Țineți de bani pentru că sunt vremuri tulburi. Ta-ta-ta. Vremuri tulburi. Țineți de principii. Pentru că în această transformare, în acest început, în această misiune a unora dintre voi, aveți nevoie de principii stabile. Țineți de casa voastră care o fie aia, pentru că e patru, e casa patra. Țineți de sistemul vostru de valori, că trebuie să aveți un sistem de valori. O să clarific. Exterior, am zis că e un alt semn de foc. Mai, pentru unii, pentru că e unul posibil să fie berbec. Dar a apărut și temperanța și săgetătorul. Există marcaj între leu berbec și săgetător, da? Marcaj. Dar cum se uită înspre voi, da? Înspre voi se uită acest personaj și vă vede frumoși, vă vede glamuroși, glamuroși, strălucitori. Păi da, așa sunt leuții în general, nu? Ce aveți? Și lună dacă aveți și Venus. Venus în leu, puh, dar ce strălucește. Eu am Venus în vărsător, dar am ascendent în leu. Miau! Deci, miau! Sunt și eu un pisic. Nu așa de mare ca alții, dar și eu am blăniță și eu gheruțe, vreau să zic. În fine. Da, exterior, cineva se uită la voi cu multă pasiune. Nu contează zodia, dar am zis că e posibil. Nu, poate are Venus în mar, nu, Venus în berbec. Și face trigon cu planetele voastre, da? Poate are Venus în săgetător sau nodul nor ca mine în săgetător și face niște aspecte, da? Nu e obligatoriu să fie semn de foc, dar e foarte posibil. Există potential. 9 de bâte. De ce vă este teamă vouă? Că trebuie să stați, eventual, trebuie să vă luptați pentru că apare 5 de bâte. Sau dacă ei se luptă pentru voi într-un anume fel, rămâne de văzut, o să clarific, depinde cum se luptă sau ce conflicte vă creează acest personaj. Dacă acest personaj creează conflicte prea multe, vă este teamă că s-ar putea să-i blocați pentru că voi vreți creștere spirituală, vreți temperanță, nu doar atracție, voi vreți un ideal, nu doar sexy, hot, sexy, fireman, woman, whatever. Da? Sunteți plecați, unii dintre voi, vorbesc așa, pentru o mai mare categorie de leuți și leuțe, da? Unii sunteți plecați, și știu. Am și o colegă care e leuță, n-am cum să, nu? O includ la categoria evoluați, nu? Cei care au o misiune specială și atunci vorbim frumos și despre lei. Știe ea cine este Leuța? Leuța consilieră. Te pup dacă asculți. Dacă acest personaj vine într-un mod, o să repet, o să clarific, prea agresiv, poate că vă este teamă că va trebui să-i blocați pentru că voi aveți nevoie de claritate, de temperanță, de creștere spirituală și orice vibrație de asta prea agitată trebuie blocată până evoluează personajul și se comportă conform vibrațiilor pe care le căutați pentru că voi vreți vibrații înalte, high
Expectations. Da, așteptări înalte. În fine. Dar rămâne de văzut. Repet, o să clarific pentru că apare o moarte. Asta poate să-mi fie transformare de relație, de ce-o fi. De ce-o fi. Ești cu minte? Ok. Ce să mai pun aici? 9 de băte. 9 de băte. Ar putea să fie și... Ar putea să fie, pentru că aveți aici. Aveți totuși, da? Un 4 de spade. Nevoia de a vă ordona mental, de a vă vindeca de o dezamăgire, da? De un 3 de spade. Ar putea să fie și faptul că sunteți poate unii dezamăgiți, obosiți și aveți nevoie de timp pentru această dragoste. Repet, să clarific. Ce vă doriți? 6 de spade. Detașare mentală, să călătoriți, să lăsați în urmă trecutul și să mergeți către ce? Soare răsare, către acest ideal. Către acest ideal. Copii, casă, poate vă mutați într-o nouă casă, unii dintre voi. Copii, un cuplu cu cineva, dar un cuplu frumos. Un cuplu frumos. O să clarific. Ce reușiți să faceți? Deocamdată studiați cu valetul de spade și cu spada. Ia uite, studiați, creșteți, căutați adevărul, căutați lumină. Vreți să înțelegeți, ia uite, apare o separare. Vă separați de cineva, turnul și moartea, vă separați de cineva. Poate această moarte și turnul să fie evrica, să înțelegeți, da? Trezirea, căutați lumina și vine lumina într-un mod neașteptat. Da? Și atunci apare transformarea, o transformare radicală pentru unii. Dar clar, pentru că unii vă separați de cineva și începe să munciți pentru voi, vă alchimizați. În principiu, rămâne așa, da? La capătul setului de cărți, ce aveți, dragii mei? Eliberarea de acestea, da? Eliberare. Și 3 de spade. Sunteți și voi dezamăgiți. Cine se leagă de lei? Că îi bat. Vă bat, nu vă mai legați de lei. Sunt și lei dezamăgiți. Poate e și altcineva dezamăgit în viața voastră. Dar și voi, pentru că energia se referă și la voi, nu doar la alte persoane, da? Și totuși voi ați ales, cum am văzut mai devreme, alegeți eliberarea, alegeți cu răbdare, curățarea energetică. Ia uite, regina de cupe. Vindecare emoțională. Poate ați simțit într-adevăr atracție către alt semn de foc, iar apare valetul de băte. Ați simțit, ați avut dragoste către cineva care poate a fost prea... Du-te, vino. Hai să și clarificăm. În primul și în primul rând, eliberarea de acest ciclu de suferință, da? Ce e mișto. E fain. În liniște, că valetul de spade e cu spada în jos. Vorbiți mai puțin și cercetați și căutați lumină, citiți. Asta înseamnă, citiți, e Mercur. Dar nu cel care vorbește, cel care citește și caută adevărul. Documentați-vă amândoi, mai ales fecioara. Și nu întâmplător ai zis mai devreme de fecioară, leu cu fecioară. Documentați-vă cum să găsiți lumina, cum să manifestați, cum să o împărtășiți când o veți găsi. Și va veni și ideea. Și 4 de cupe acum îl văd și sub formă de, da, afară de muncă, practică, de cercetare, de asta ați lăcut pitru și cercetați. Afară de asta... Este și o înțelegere, da? Meditație, natură. Acum puteți, mie am lucrat ieri în grădină.
Ce frumos e să lucrezi în grădină. Doamne, dar cu ce energie te încarci, da? Și vine cupa aia, pe cale divină, da? Bine, toți așteptați noi pasiuni, noi iubiri, dar nu e doar asta. Măi, sunt ani foarte intensi în care concentrarea a trebuit să fie pe eliberarea de trecut și schimbarea, am zis, 5 schimbare de energie, ia uite, am arătat-o mai devreme, și vindecarea noastră ca să putem să manifestăm această schimbare în lume sau măcar, v-am zis, în casa noastră, în grădina noastră, în viața noastră personală. Clarifică-mi, te rog frumos, împărăteasa. Leuțele, cine poate fi mai împărăteasă decât o leuță? Sau cineva cu planeta acolo, nu? Clarificăm, te rog frumos, împărăteasa. Posibil să fie mama unora dintre voi, clar. Sau calitatea voastră de a fi mame, iar. Imediat. Clarificăm, împărăteasa. Maturitatea voastră emoțională. Valetul de cupe invers. Nu te termina bateria, rezist-o. Valetul de cupe invers. Faptul că e invers. Mai dăm o carte. Mai dăm totuși o carte. De ce valetul de cupe invers? Ia uite, și preîmpărăteasa. Bine, poate să fie în legătură cu cineva, cu planetă, că tot am vorbit de fecioară, de turn, trebuie să o zic și pe asta, fecioară, turn, e o situație neplăcută cu unii, da? O să clarific, însă, fecioara, eventual, cineva cu planete în fecioară sau poate prea materialist față de care simțiți dragoste profundă, aveți un parteneriat, nu împărtășește emoțional, posibil, nu săriți în sus, dar sunt și cazuri de astea, pentru cei care trăiți așa ceva, ridicați mâna ca să știe și restul. Da. Dar, trecând peste asta, o să vedem ce alte mesaje mai vin. Da, vrei să vă vindecați, măi? Steaua. Ia uite, regina de cupe. Asta înseamnă vindecare emoțională, e în suflet. Sunt emoțiile. Iar să vă detașați. 6 de spade. Vreți să mergeți către vindecarea voastră și manifestarea misiunii voastre spirituale. Dar trebuie să vă înțelegeți, steaua. Și poate că nu mai vreți să oferiți anumite emoții unora și vreți să fiți pe cont propriu. Nouă, totuși, o persoană singură, da? Nouă e un număr spiritual. Vedem cum se leagă de următoarele mesaje și clarificări. 4 de spade, te rog frumos, clarificăm. 4 de spade pentru leuți și leuțe. Mai. 4 de spade. Șapte de monede. Nu e obligatoriu să fie semn de pământ. Poate să fie niște chestiuni care țin de finanțe. Că aici aveți sfatul 4 de monede. Țineți de bani. Poate ați aștepta să investiți în ceva și nu ați avut această creștere pe care o vă doriți, că aveți împărăteasa, dar vă doriți creștere. Băi, cu răbdare. Dar dacă cineva v-a pus în așteptare, vindecați-vă de această așteptare. Dacă ați obosit într-o relație, pentru că 7 este casa 7 a balanței, casa, nu vorbesc de balanță, da? Casa relațiilor, dacă ați obosit, vindecați-vă. Meditați la soluții eventual practice, dar cu moartea și cu turnul, cam sună a separare de ceva.
Pentru unii a existat, nu pentru toată lumea, dar pentru unii a existat cândva o ofertă de dragoste din partea cuiva, dar încerca prea mult să controleze situația cu acest împărat. Ia să clarific. Asul de băte. Îndrăgostiții, măi. Posibil cineva s-a îndrăgostit de voi? Poate gemeni? Că aveți totuși... n-aveți decât 4 de spade și 6 de spade, da? În poziția dorințelor. Și a realizării vale tot de spade. Ar putea să fie pentru cineva, pentru voi, cineva cu marcaj în gemeni. Dar, nu doar, evident, vă dau mai multe variante. Ia uite mai, dar e turnul și separare. Ia să pun eu mai multe clarificări și după aia să spun. Poate cineva s-a îndrăgostit de voi la un moment dat, orice zodie. Și aici este începe să creșteți sub vibrația acestei noi iubiri în condițiile în care la un moment dat a stagnat într-o relație mai veche, 7, e o relație de lungă durată, totuși, e 7, da? Și a stagnat acolo și acolo, trebuie să vă eliberați voi de niște dezamăgiri, da? Ca să puteți manifesta acest nou început. 10 de cupe. Ia uite, 3 de monede. A apărut o a treia persoană care v-a atras atenția sau ați atras voi atenția lor, evident. Se dorește construcția acestui ideal. Cinci de bâte. Cinci de bâte. Cinci de bâte, patru de bâte. Deci în casă sunt conflicte. Dacă există o a treia persoană din partea voastră sau a lor, există conflicte în casă. Și din acest motiv, unul dintre voi, împărăteasa, unul dintre voi, împărăteasa e mama copilor sau mama care nu împărtășește emoțiile pentru că suspectează pe cineva că are o aventură, da? În afara casei, casa, da? Și 3 de monede. Posibil asta pentru că apar aceste conflicte. Da? Și cineva a devenit aici obosit în relație sau s-a plictisit și trebuie să vă vindecați de această stare. Apoi, dacă nu este mama sau soția cea care nu oferă emoțional, celălalt partener nu oferă emoțional. Eu. Da, nu oferă emoțional. Și parcă se uită, da, vedeți, și voi fiecare în altă parte. Fiecare se uită în altă parte, poate să fie și bărbat aici, da? Fiecare se uită în altă parte și nu mai împărtășește emoțional pentru că apar aceste conflicte în casă. Sunt conflicte, sunt niște lupte. Pentru casă poate să fie și niște discuții despre casă, că tot am... Vedeți cum vă găsiți mesajul, pentru că sunteți mulți. Uite, nevoia de un nou început, iar de temperanță, de vindecare, de un nou început, de eliberare. Da, am văzut mai devreme 8 de cupe. Mai, se dorește transformare, că nu degeaba apare moartea acolo în viitor. Clarificăm 4 de monede. 4 de monede. Ca și sfat. 4 de monede. Ca 4 de monede. Ia uite. Patru de monede. Ori țineți unii dintre voi de casă, de tradiții și încercați și echilibrați-vă finanțele, dar sunt oferte mai puțin emoționale aici. Toate se țin de monede, de bani, de stabilitate, de principii, de tradiții. Ca să puteți manifesta o nouă casă unii dintre voi sau să vă mențineți casa,
la care țineți foarte mult, țineți la această casă, țineți la această casă, vă luptați pentru această casă unii dintre voi, dar ori aveți nevoie de niște bani ca să mențineți echilibru, fundația, ori, repet, pentru unii, nu pentru toată lumea, există și o a treia persoană în joc, în discuție, variază. Nu prea îmi place. Ia uite, doi, sunteți așa. Cineva e între. În secret, justiția, aveți nevoie de echilibrare. Unii chiar vă gândiți la acte, iar acte pentru casă. Contracte, să nu zic musai despărțire, că justiția nu înseamnă doar despărțire sau separare, pentru că e turnul în joc și moartea, dar poate sunt acte în legătură cu posesiuni, cu tranzacții, tranzacții financiare, interesant, da, tranzacții financiare, pentru că și aici e o balanță, legătură cu moșteniri pentru o nouă casă sau pentru casă. Clarificăm regele de băte, te rog frumos. Regele de bâte. Și atunci, regele de bâte, cu ce influențează această energie, acest personaj, energia leilor, în această perioadă? Nu obligatoriu Marte, ia uite mai. Regele de bâte și eremitul? Nu prea dau bine împreună, dar poate că eremitul are planete, da? Poate fecioara are planete în leu. Poate leul are planete, eu știu, în fecioară, dar nu e leu. Mai dăm o carte. Că eremitul înseamnă în singurare, ia uite, decizii. Un consum energetic, o dezamăgire. În legătură cu soția, mama, o iubire, o stare emoțională. Mai dăm o carte. Ia uite, luna, confuzii, măi, confuzii emoționale. Confuzii emoționale, secrete, un mister, o neînțelegere a unor emoții. Posibil eremitul să aibă această, sau fecioara, dacă aveți vreo fecioară, că văd totuși monede multe, văd și aici monede, da? Să aibă o atracție pentru cineva. Și lucrurile astea să creeze confuzie nebuloasă. Mai. Asta pentru că apare totuși treiul în familie. După familia fericită apare al treilea personaj. Cineva s-a îndrăgostit. Ia uite, steaua. Nevoie de vindecare după o dezamăgire. Că sunt și ei dezamăgiți, că sunteți și voi, variază. Chiar dacă nu sunteți în cuplu, chiar dacă sunteți, adică chiar dacă nu sunteți căsătoriți și aveți o relație cu cineva. E o dezamăgire aici, care trebuie vindecată, niște confuzii, visare. Haideți, mă, vreau să fie mai frumos. Eu nu cunosc fecioare. Dar poate voi cunoașteți, în fine. Nouă de bâte. Nouă de bâte, regina de bâte. Regina de bâte posibil să fie aceeași cu regele de bâte aici, această atracție a cuiva. Pe de o parte, voi, puteți să fiți și voi regina de bâte, vedeți unde vă găsiți ca și mesaj, că nu vreau să vă dau un singur traiect, da? Puteți să fiți voi leoaicelor care trebuie să blocați pe cineva sau să rezistați pe front. Ca
ca să vă mențineți, eu știu ce, tradiția, casa, familia, 9 de bute, regina de bute. Regina de bute poate să fie amanta uneori și dacă cineva are, există, da? Încercați să blocați acest personaj care reprezintă, ia uite, da? Minciunele, manipulatorul, clar, la locul de muncă. Al cuiva, al vostru sau al lor. Dacă apare a treia persoană, încercați și blocați-o, pentru că de-aia apar luptele pentru casă, lupta să vă mențineți echilibru. 4 e un număr echilibrat, da? Stabilitatea în casă. Chiar apar lupte și luna asta. Și magicianul. Deci n-aveți cum. Deci aici lângă 7 de spade clar e un magician la locul de muncă al cuiva. Și trebuie să vă faceți planuri cum să vă mențineți, cum să vă vindecați. Eu dragostea cuiva. Ce să mai clarific? Clarificăm 6 de spade. Clarificăm. Să fie frumos pentru voi. 6 de spade, da? Apar transformări. 6 de spade, 7 de cupe. 7 de cupe, fanteziile cuiva sau opțiunile cuiva, ale voastre, ale lor. Voi știți unde vă găsiți. Lăsați în urmă aceste opțiuni și visuri și ce-or mai fi și mergeți către lucruri concrete. Iar un cuplu care nu se uită, se uită fiecare în altă parte și cineva către un cavaler, o ofertă emoțională. Ia, mai dăm o carte. Ce e cu 7 de cupe? Ce e acest 7 de cupe? Mai le-au oților. Și vreau să fie mai vesel. Vreau mai vesel. Iar 7 de cupe, 8 de cupe, lăsați în urmă dezamăgirile. Începeți ceva nou, a zis, mergeți către zero. Mergeți către zero. Unii dintre voi mergeți către zero. Și ce-i frumos aici, că este de obicei, așa se zice, merge către soare, lăsăm apele tulpuri și mergeți către soare. La lună plină, la eliberări, da? Începeți și manifestați acest soare, această credință, o nouă misiune, credință, o nouă direcție. Ia uite și iar apare moartea, transformare. Moartea înseamnă că renunțați la ceva din trecut, da? Interesant. Hai, clarificăm, te rog frumos, și moartea. Clarificăm și moartea. Da, și mergeți. 8 iare, numărul vostru, poate sunteți în august născuți. Călătoriți într-un loc care vă va transforma viața. Sunteți voi. Ia, mai dăm o carte. Da, iar e transformare. Munciți pentru această transformare. 8, știi, casa scorpionului, alchimizării. 2, 8, ia uite, toate țin de alchimizare. 8, 8, 8 de bâte. 8 de monede. Foc, pământ, dacă asta vă spune ceva. Dar și scorpionul, casa 8-a scorpionului, a transformărilor. Și de-aia sunt și probleme financiare în joc și emoționale. Și de cuplu și de... Ia uite... Iar a revenit, da? Conflicte mentale, decepții, vindecați-vă, iar de ceva legat de casă, de tradiții, așa, vedeți? Vindecați-vă de niște tradiții sau credințe învechite, da? Care v-au adus multe lacrimi, dezamăgiri, de conflictele mentale, de argumente. Și echilibrați-vă viața. Este greu, nu e ușor. Clarifică și valetul de spade, ca și realizare. Valetul de spade, ce realizați în martie și perioada următoare? Valetul de spade. Iar apare 6 de spade. Interesant, 2 de cupe. Invers. Și 7 de bâte.
Doi de cupe invers. Am văzut și valetul de cupe invers. Nu mai vreți să oferiți cuiva? Nu știu, eu des... E o legătură de suflet care se, de care trebuie să vă detașați, că de-aia apare și moartea și 8 de cupe, da? Doi de cupe invers. 6 de spade invers. La capătul setului de cărți, 3 de cupe și 2 de bâte. Vreți să faceți nou plan de viață? Care să vă mai. Mai se desfac niște lucruri. Pentru că văd că aveți și griji, și stres, și moment de decizii, și între ce faceți? Manifestați idealul, da? Sau stresul? Și aici se trebuie să vă gândiți bine. Cum să faceți un plan de viitor în care să vă bucurați? Pentru că există un parteneriat cu cineva, din familie, dintre prieteni, care nu v-a adus satisfacție și aici este. Nu comunicați cu ei, eventual, sau ei n-au comunicat. Vedeți pe unde vă găsiți? Există o tăcere? Și atunci trebuie ruptă macarona. Așa mai se zice. Ce să mai... Că ei se separă, că voi vă separați. Se poate întâmpla, se poate manifesta în multe feluri, dar iar sunt discuții legate de casă, de moștenire, de bani. Chestii legale, acte, în care vă gândiți, noaptea vă stresați. Da? Pentru că cineva are o nouă atracție. Asta e, dragii mei. Dar ce este foarte frumos, mesajul de la început, păstrați-l, pentru că toate aceste lecții vă fac mai puternici și voi trebuie să vă păstrați vibrația asta în adu, pe care am simțit-o de la început, da? Temperanța, adevărul, principiile, credința. Ca să puteți manifesta abundență și dragoste la un moment dat. Chiar dacă treceți și voi ca majoritatea, nu știu dacă e cineva care nu trece prin transformări. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și alegeți-vă cu grijă mesajul. Da, vă pup. Numai bine. Ciao, ciao.